Nu, dar cât costă? A, bine. Nu folosiți haine foarte scumpe. Mulțumesc. O iau ca pe un compliment sau ca pe... Nu, pentru că sunteți o persoană modestă și nu doriți să ieșiți în evidență prin ținuta vestimentară. Este căsătorit, doamna Nina? E căsătorit? Are copii? Eu cred că este. Și are copii? Aș spune că este un copil, dar... Da, eu sunt un copil, să știți. Este putea... un copil sau are copii? S-ar putea ca acel copil să nu se fi născut încă. Dar dumneavoastră, pe baza s-ar putea, cred că este posibil, pe baza acestor chestiuni pe care le dați acolo în mod practic, ca un dat să vă plătească pentru... Păi cred nu pe că baza s-ar putea... Dar nu dar pe baza voci. Convorbirii telefonice lucrez eu, ci pe baza unor fotografii. Păi dacă dumneavoastră vorbiți cu spiritele și știți despre spirite, bănuiesc că despre o persoană în carne și oase ar trebui să știți mult deci mai multe. Deci dumneavoastră prea multe, aveți ideile dumneavoastră preconcepute. Da. Soția vă spune cum lucrează. Lucrează pe fotografia persoanei. Și oamenii nu, oamenii nu încerc să le ghicesc. Câți copii au, dacă sunt însurați sau nu. Oamenii mă roagă să le caut cauza necazurilor. Să-i ajut să caute persoanele dispărute, rudele dragi. Eu mă uit la o chestiune. A spus de domnul Luis Lazarus că este emotiv în această emisiune. Vedeți eu cunosc că de nu, foarte nu țineți mult minte exact ce am spus eu. Mai puțin o chestiune, o chestiune pe care eu o cunosc practic. Dânsul, i-am spus că este emoționat. Emoționat. Dânsul nu este genul să fie emoționat și chestiunea cea mai importantă, și aici este, este genul care nu poți niciodată să spui că este emoționat și, pentru că este o greșeală. Chiar dacă ar fi fost prin absurd emoționat, ați făcut o greșeală spunându-i. Nu vă supărați. Deci nu cunoașteți foarte bine psihologia umană. Faceți niște speculații gratuite. De la început am dorit să purtăm un dialog civilizat. Eu nu vă jignesc pe dumneavoastră cu nimic, lasă-mă, te rog. Nu vă jignesc cu nimic pe dumneavoastră, vă rog. Să-i spui unui prezentator al emisiunii, sunteți emoționat. Aveți dreptate, lăsați-o și postuția în care sigur nu veți primi. Haideți, lăsați-mă să discut, că tot încercați să arătați niște lucruri unde nu aveți dreptate. Nu, dar știți că este în codul penal un articol 215 care se numește înșelăciune și vorbește despre aceste chestiuni. Domnule, ce înșelăciune are înșelăciunea aici? Nu, dar știți că există, știți că există. Dar ce treabă are înșelăciunea aici? Nu-mi cunoașteți activitatea. A promite ceva. Ceea ce nu este ce posibil. Ce promite, domnule? Păi ce promite? Aveți aici o... Sunteți comic. Nu v-am răspuns la asta o chestiune. Asta cum să o jignire sau ca un compliment? Vreți, poate vreți să observație. Observație. Alexandru. Vreți să distrați Alexandru, ia vino încoace să-ți prezentăm figura, se identitatea. Se poate face plata și în rate. Asta e o chestiune, mă înscriu. Și energie gratuită ești, prin fotografie. Ai vreo 100 de chile? Hai să te vedem. Da, o să vină imediat, Alexandru. Vai, dar ce curat de s-a ajuns la... Da. Am venit, o face asta acolo, dacă e frut. Și acum intră în platou pentru dumneavoastră Răzvan. Mă, să nu te bată vântul. Răzvan! Hai, slăbuțu! De la Radio 21. Eu sunt. Și cine e comic acum? Eu nu prea văd că ai făcut cură de slăbire. Parcă te-ai mai greșat. Cum ați spus? Nu, dânsa a spus că eu sunt comic. Spun că nu știu acum cine e comic. Comic. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le precizăm deontologic vorbind. Faza cu cura de slăbire a nimerit-o, doamna. Sunt cu 36 de chile mai slab decât acum vreun an de zile. Lucru pe care trebuie să-l remarc. Însă, doamnă, nu sunt căsătorit. Deci nu-mi doriți rău, vă rog. Și nici mediu, sunteți destul de înalt și bine făcut, nu așa? Înalt, acum, eu spun care sunt lucrurile pe care le-a nimerit, care sunt lucrurile pe care nu le-a nimerit doamna. Acum, cum să zic, cei de acasă și toată lumea, toți tragem concluzii până la final. Oricum, nu sunt căsătorit, țineți minte lucrul ăsta. Și nici n-am copii, nici nu plătesc pensia alimentară. Dar aveți o prietenă? Aveți. Toată, știți câte toți avem prieteni. Aveți o prietenă de suflet. Vă veți căsători cu ea. Dar ziceți-mi cu cățelul, că aia m-a terminat. Păi aduceți cățelul să vorbesc cu ea. Am avut un dalmațian, doamnă, și a murit săracul. Credeți că a murit supărat pe mine sau nu? Era o fată. Știți de ce? Că din când în când îi mai mânca mâncarea. Deci acum...
Da. Nu, de asta am. Mulțumim, Răzvan, pentru cu mare plăcere. Prestația ta. Da, nu-l cheamă Alexandru? Nu-l cheamă Alexandru? Nu, Răzvan Popescu, Răzvan, de la Radio 21. Răzvan, poți păi să de stai... ce a spus că-l cheamă Alexandru? Stai acolo lângă doamna. Dumneavoastră a spus că-l cheamă Alexandru și de fapt îl cheamă Răzvan. Deci a spus o ilegalitate. Vai, nu. Pușcărie! Pușcărie să leagă direct, vă rog frumos! Vă rog să leagă direct, nu se poate așa ceva! Cătușele! Să vină cătușele acum! Să vină băieții! Ana Maria... De data asta nu pot Ana Maria și Octaviana, haideți! Dar Ana Maria, credeți că am vreun viitor? Că uite... Veniți în coace! E prea tânără! Mare decizie! Estimată doamnă, dumneavoastră, dacă sunteți supărată pe ele, le mai puteți ghici ceva? Viitorul, vor să știe când se mărită, ca toate fetele, nu? Credeți? Ia spune, Ana Maria. Nu, vreau să-mi spuneți ce viitor voi avea peste 5 ani, aproximativ. Unde mă vedeți peste 5 ani pe mine? Să nu se amestece informațiile. Așa, foarte bine. Mai aproape, mai aproape. Dragă, viitorul este constituit pe o infinitate de variante. Stai mai așa, ca să vedem aici în... Viitorul depinde de clipele prezentului. Stai așa și pe tine. Da? Nu am timp să vorbesc. De ce trebuie să vă așez eu, mă? Voi n-aveți prezență de spirit? Ce asistent? Mai bine pe cealaltă asistență întrebați-o de Miercurea Ciuc. Să asistă una pe alta, domnul Luis. Așa. Se amestecă informațiile pentru ele dacă stau așa? Da, da. Cam la ce distanță? Pot să stau eu paravan între informații? Se poate, mă scuzați. De partea cealaltă a domnului Lazaru, fi foarte bine. Bine, așa. Așa e în regulă, da? Deci e, da. Stau eu paravan aici. Te ajut și eu dacă vrei, că am putere. Da, stai. Vino cu acest să stai de la valiera. Așa. Stau paravan eu aici. Mai trece, doamnă, informația la Paștele Cailor. Eu vă spun că vă însurați și aveți o prietenă de suflet. Și o să vină și copilul. Așa, ca să ne înțelegem. Da? Am înțeles, gata. Da. În virtutea destinului, actele de la primărie nu contează. Dacă există o conviețuire de suflet, aceea poate fi considerată căsătorie. Am înțeles. Răzvane, deci cu alte cuvinte, tu trăiești în concubinaj. Gata, doamna, nu te mai lăsați. Ajuns la mijloc. Doamna Nina, despre Ana Maria, ce puteți să ne spuneți? Așa, despre Ana Maria... Confirmă imediat dacă e valabil sau... Ana Maria nu știe să pună întrebările. Asta este. Păi asta nu e de karma, nu e de viitor. Păi n-a citit nimic, e începătoare aici în Platon, are experiență. Câți are? N-are nici 24. Dar poți să-l invit eu la bibliotecă? Pot să vă spun câți ani am? Da. Nici am împlinit 18. Păi ți-am spus, n-ai nici 24 pe departe. Să știi că arăți foarte matură pentru cei 18 ani ai tăi. Da? Da, arăți de 24, da, doamna, așa... Doamna Nina, nu v-ați înșelat la faza asta? Că dacă n-are nici 24, dar n-are nici 18, e o... Dar n-are nicio relevanță. Vorbim dacă sunt eu matură sau nu, vorbim doar dacă dumneavoastră spus adevărul. Asta este obiectul muncii soției mele. Vorbim cu toții. Lasă că fata spune ce trebuie să spună. Astea sunt niște bagatelizați niște lucruri care se facă sensi. Karma. Fata este foarte ambițioasă, dar nu este pregătită pentru viitorul pe care și-l dorește. Deci ea m-a întrebat, care e viitorul meu peste 5 ani? Păi, mamă dragă, viitorul depinde de prezent. Depinde ce faci tu în prezent. Dacă în prezent tu te străduiești, înveți, vei urma o facultate pe placul tău și dacă acea facultate va corespunde cu profesia ta predestinată, atunci vei reuși minunat. Dar, lăsând destinul la o parte, așa ambițioasă cum ești și inteligentă, tu ești o fată inteligentă, în plus foarte truditoare, pentru că iată, la vârsta ta tu muncești. Alte fete au 28 de ani și trăiesc din banii părinților. Deci tu ești un copil truditor. În mod sigur vei avea un viitor bun, pentru că te bazezi pe propriile forțe. Tu crezi în tine și asta te ajută foarte mult. Peste 5 ani vei fi cu facultatea terminată. La zi sau la fără frecvență? La particular sau la stat? La o facultate de aceasta care le ajută să și învețe, să și muncească. Deci va fi probabil o facultate privată. Da. Ești mulțumită cu aceste informații? Sau... Având în vedere că sunt foarte ambițioasă, poate chiar voi ajunge... Da. Despre Octaviana ce ne puteți spune? Să că trebuie așa, să încheiem. Da, vai, domnul Răzvan, stați așa de aproape de domnișoara. Credeți că i-am dat eu ambiția de la mine? Că și pe mine m-ați făcut aveți ambițios. Aveți un biocând foarte mare și o acoperiți. Păi și nu sunteți ambițios?
Doamna Merișoreanu, sunt ambițios? Sunteți modest. Ești foarte ambițios. Mulțumesc. Da. Și umblă fetile după el de nu de Octaviana, ce ne puteți spune? Nu are biocâmp. Ce ne puteți spune? Ajunge asistent aici? O influențez. Mă duc aici. Este... O să vin eu locul dânsului? Este diferită. Mă mai ironizați un piculeț, că așa îmi face plăcere, îmi crește adrenalina și vă dau replici. Da? Da, mă lăsați să vorbesc? Aștept replicile. Nu vă place niciun cuvânt pe care îl pronunț, nu? Nu, cred că e o eroare de strategie. Cred că e vorba de altceva. Haideți să desfășurăm o emisiune așa civilizată, fiecare om să fie lăsat să vorbească, nu? Mai aveți doar un minut, da, să-i doar spuneți un minut. Ceva Octavianei, da. Din păcate. Da, tu ești altă, un pic diferită de ea, ai o fire mai romantică, dar și tu ești ambițioasă, știi foarte bine ce vrei de la viitor, însă ai grijă ca latura sentimentală a firii tale să nu te frâneze uneori de la adevăratul mers al vieții. Ești emotivă, ai grijă, la studii, când vei avea foarte multe examene. Am terminat examenele. Vei mai avea. Nu le-ai terminat, vei mai învăța încă. Ai foarte mare grijă ca emoțiile să nu te tragă înapoi. Poate să copieze la examene, doamnă, că... Da. Nu, păi își fură singură. E în regulă, dragi prieteni. Mulțumim mult tuturor celor implicați în acest proiect. Inclusiv comicilor. În această emisiune de astăzi.